Salut! Astăzi avem niște motoare un pic mai speciale. Sunt DYS MR2205-2700KV. Sunt niște motoare foarte puternice. Mi-este un pic frică să nu pierd vreun deget sau ceva. O să le folosesc cu un ESC de 30 de amperi, Little B 8O. Ceva simpluț, să vedem cum funcționează. O să le încercăm cu 5 inci pe 3 inci inclinație. Am niște elicii noi, 5 inci pe 3 inci, 3 elicii, practic 3 pale. 6 pe 3 inci și 6 pe 4,5. Pardon, o secundă, asta este 5 pe 4, 5 pe 3 și cu 3 elicii. O să fie destul de interesant. Să începem. Cântarul e pe 0. De grame. Ok, 5 pe 4 inci, 3 pale. Am văzut un spike de 800 și ceva de grame, nu știu dacă este de la mine, mai încercăm o dată. Sunt foarte bine echilibrate elicile și fac niște probleme. Și 790, ceva de genul ăsta. Ok, ultimile două elicii. 6 pe 3 inci, a trebuit să fac o mică modificare ca să nu plece elicile pe aici, să nu fără degete. Da, în fine. Ok. Ia să vedem dacă se vede. Deci 6 pe 3 inci. Fost un pic cam tare. Ultima elice, 6 pe 4,5. N-am nici cea mai vagă idee cât a fost, dar o să vedem pe filmuleț. Mai vreau să spun ceva înainte să închei filmulețul ăsta. Nota 10 pentru DYS, două piulițe pentru elice și două șuruburi în plus pentru prinderea motorului. Deci, nota 10 acolo. Băieții au trimis motorul super pregătit din punctul ăsta de vedere și chiar îmi place. De nota 10. Ăsta a fost testul de viteză pentru DYS MR2205-2700KV. Mulțumesc, vă uitați la filmulețele mele și o să revin în curând și cu altele. Dacă vă place ce vedeți, vă rog subscribe, like, alea. Dacă nu, vă aștept comentariile în bară jos și o să încerc să modific contentul după placul vostru. Mulțumesc, o zi bună!